Nicolae Ciucă este noul președinte al Partidului Național Liberal, obținând peste 1000 de voturi la Congresul Liberalilor. Moțiunea Uniți pentru o Românie stabilă și puternică, prezentată de către domnul Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministru al României, a obținut următorul rezultat. Voturi valabile exprimate, 1120. Voturi pentru, 1060. Voturi anulate, 60. Voturi neutilizate, 159. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru votul de încredere, pentru efortul pe care l-ați făcut. Ați venit unii astăzi în ziua de florii, ceilalți de peste tot, de pe cuprinsul țării. Diasporei vreau să-i mulțumesc foarte mult. Și m-aș bucura să fie la fel de uniți și la fel de dinamici cum au fost astăzi și să arate lumii că Partidul Național Liberal, că România are spirit, are voință, are potențial, are capacitate și are resursă umană să nu ne fie teamă că nu putem să ne angajăm la orice efort și la orice obiectiv pe care ni-l propunem, împreună cu tot ceea ce înseamnă valorile Uniunii Europene. Nicolae Ciucă a fost întrebat dacă ia în calcul și o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale care vor avea loc în 2024. Nu eu îmi exprim această opinie. Candidatul la prezidențiale din partea Partidului Național Liberal va fi nominalizat de către Partidul Național Liberal. Nicolae Ciucă este de profesie militar și se numără printre puținii generali ai armatei române care și-au câștigat gradele pe câmpul de luptă, conducând chiar și o misiune în Irak. În anul 2015 a fost numit șef al statului major al apărării, cea mai înaltă funcție din ierarhia militară. 4 ani mai târziu, Nicolae Ciucă și-a început cariera în politică. În noiembrie 2019 a fost numit ministru al apărării în guvernul Orban, iar în toamna anului trecut, după căderea guvernului Câțu, prin moțiune de cenzură, a fost desemnat de către Klaus Iohannis să formeze un guvern susținut de PNL, PSD-UDMR și minoritățile naționale. Anul 2022 nu a început prea bine pentru Nicolae Ciucă. În ianuarie, jurnalista Emilia Șercan a dezvăluit că actualul premier a plagiat în lucrarea de doctorat pe care a susținut-o în 2003 la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Nicolae Ciucă a negat însă vehement acuzațiile.